Mamă, ce pastilă mare! Dă-te în hamsterii mei cât de mare e! Păi unde eu băgăm pasta? Ia-o, bro, de aici! Bro, sus! Dă-te în hamsterii mei! Secretul mușchilor mei? Noul merch iHatePink disponibil acum doar pe iHatePink.ro. Pincanilor, astăzi jucăm din nou jocuri pe care le vedem în reclame. Deci vom juca jocuri pe telefon văzute în reclame, pentru că, să fim serioși, sunt oribile. Deci, frate, eu sunt într-o misiune să vă dovedesc că gaming-ul pe telefon e ultima mizerie ordinară și toată lumea minte în reclamele alea. Suntem, desigur, pe DuteFtoars de aici, vom deschide telefonul și vom urmări reclame la comandă, dar vreau doar să vă zic că dacă o să vă placă clipul ăsta, nu uitați să vă abonați, să scrieți respect pentru munca depusă în comentarii, pentru că primul clip pe care l-am făcut v-a plăcut foarte, foarte mult. Deci haideți să apăsăm pe reclamă să vedem ce trebuie să jucăm. Băi, ești nebun, ce e ăsta? Simulator de construcții? Ia uite. Bă, nici n-arată joc pe telefon ăsta, frate. N-are cum să fie real, a? Băi, ești nebun, ce bine arată. Ești fix ca în viața reală. Conduci de astea, arunci cu pământ pe jos. Nu știu exact ce se întâmplă. Stickman City Construction îi zice. Bă, ești nebun, deci e visul oricărui constructor jocul ăsta. Ok, meniul arată promițător, sunt niște basculante de alea, niște chestii, niște reclame peste tot. De ce să vă mint, am dat play și mi-a băgat direct altă reclamă. Am încercat să pornesc modul avion să nu mai am reclame și nu merge. Ok, în sfârșit m-a băgat. Am stat 4 minute încercând să intru pe jocul ăsta, în sfârșit m-a băgat. Deci putem să conducem acest gigantic excavator, da? Rotim, uite așa de el. Sunt niște oameni pe aici care... Ea dansează Gangnam Style. Ok, ca să vă zic ce se întâmplă. Dacă intri pe jocul ăsta, ai în loading 3 reclame de 30 de secunde fiecare, dar efectiv nu ai ce să faci. Hai să lovim acești oameni. Ok, oamenii ăștia sunt efectiv indestructibili, încerc să-i calc cu mașina și nu se întâmplă absolut nimic. Da, deci nu funcționează. Hai să plecăm de aici, gen chiar nu funcționează, da? Fii atent. Oh, frână! Ok, mai mergem un pic. Am avut o secundă rămasă. O să-mi dea reclamă. Bro, jocurile astea farmează pe mine bani. Efectiv, gen, farmează bani. Ăsta e gameplay de GTA 5 modat. Ăsta nu e jocul adevărat. Am dat skip la 4 reclame ca să mă bage aici. Să-mi zică că am terminat primul level și acum mă bagă la level 2. 4 reclame per level, bro. Jesus Christ. Ok, acum ce trebuie să facem? Să luăm pietrele astea. Bun, da, le luăm așa. Ok. Bun, și acum cât trebuie să mai ținem? Bun, acum... Dăm și ăsta așa să întoarcem. Ah, dar e ușor să fii macaragiu de ăsta, frate. Și fii atent, după ce am făcut așa, ridicăm ăsta. Bun, și bă, știu și eu să fac ce trebuie. Bun, și acum ne întoarcem cu mașina aici. Și gen, tocmai am trecut cu mașina noastră prin remorca lui ăla. Da, sunt destul de sigur că în viața reală n-ar trebui să faci așa ceva. Bun, o să punem pietrele aici. Deci fiți atenți, cât timp ne-am jucat? Da, ok, reclamă, mi-a dat o altă reclamă, dar cât timp ne-am jucat? Hai că vă zic de pe acum, începând de acum, câte secunde durează să trec de toate reclamele astea? 30 de secunde să trecem de prima reclamă, dacă dau next o să-mi dea altă ireal așa ceva. Am done. Deci unele jocuri sunt efectiv 20% gaming, restul de 80% reclamă. Mi se pare ireal ce mizere sunt. Ok, ăsta arată interesant și de obicei când arată așa reclamele, jocul nu e la fel. Deci e o reclamă de aia de pot să o și controlezi. Iau, te l-am luat pe ăsta, l-am salvat. Ok, bun, nu, știi ce? Ce joc e ăsta? Ce joc e? War of Rafts, Crazy Sea Battle, crazy! Bun, am intrat pe joc, sunt player 2715 și sunt vai de steaua mea. E lag! What the fuck? Ok, gata, și-a revenit. Ah, deci un fel de Battle Royale mizeria asta. Asta de aici ce? Îmi face barca mai mare? Bun, fii atent, îmi iau de ăștia. Deci eu nu pot să cred că ăsta chiar e jocul. De obicei ăștia mint cu jocurile astea, știi? Și am luat și eu... Bro, dar de ce e lag pe un asemenea joc? Ești nebun? Free skin? O să-mi dea reclamă? Nu vreau să urmăresc de la pentru reclamă. Nu mă interesează de skin, bro. Deci eu vreau cu acești luptători ai mei să mă duc să o bat pe mama cuiva sau ceva. Să dau un pumn la o doamnă. Cum era aia? Da, oribil din partea acelui om să zic așa ceva. Doamnele, nu trebuie să dai cu pumnul, da? Gen, trebuie să fii. Uite, pe ăla îl cheamă boss cu doi de... Bă, are mai multă putere ca mine ăla. O să iau asta. Bă, nu voiam! Stop! What the... Am pierdut, gen, versus un bot, am ireal așa ceva. Minunat. Ok, prima rundă a fost efectiv oribilă, dar de data asta știu cum funcționează, dar fii atent. Facem barca cât mai mare, luăm cât mai mulți de ăștia, da? Deci ăștia ne cresc nouă
damage-ul. Și cred că trebuie să fim mai rapizi, să luăm mai mulți decât inamicul înainte. Acum sunt altfel de player. Boss-ul e aici. Bro, unde sunt ceilalți playeri? Adică există alți playeri sau ce se întâmplă pe jocul ăsta? Fii atent că uite, luăm ăsta fix așa. Și așa. Am luat o chestie, nu știu ce face chestia aia, dar gen... stai, boss-ul data trecută era că 35 cu 35 sau 30 și 35. Îl batem acum, îl batem acum. Fii atent, da? Cine e ăsta de aici? Ăsta e boss-ul. Treci mă încoace, să-ți o arăt pe mama. Ia uite că îl batem, ia, îl luăm pe ăsta la bătaie. Proștii. Și nu ne-a dat absolut nimic, l-am salvat pe ăsta, gata, boss-ul e a nostru. Hai, bossule, hai! Aia vreau să văd! Ce gamer legendar sunt! Gata, am câștigat. Da, nu știu, cam plictis... A, mi-a dat iară reclamă. Bă, jocul ăsta a fost cât de cât ca în reclamă, n-am mințit, dar hai să fim serioși, era plictisitor. Opa, ce se întâmplă aici? Îl vinde pe ce, mă? Îl vinde pe locomotiv atom! Bă, ce joculeț este ăsta? Deci, My Toy Shop și avem un magazin cu jucării. Ok, o să-l instalăm. Nici n-am intrat pe joc și mi-a dat reclamă. De ce irea la așa ceva? Oameni buni, deci jocurile care fac chestia asta nu știu, ar trebui investigate pentru evaziune fiscală și crime împotriva câinilor, pisicilor și ale oamenilor. Hai să vedem cât reușim să ne jucăm până ne bagă iară o reclamă. Voi ați observat că am decăzut atât de mult ca societate încât până și reclamele folosesc o de-asta text-to-speech? Nimeni nu mai are efectiv chef să vorbească, doar pune AI-ul să... Nu, o să o descarc pe măt! Bun, nu știu ce am făcut, am luat niște bani, dacă am urmărit reclama aia, $40. Mamă, dacă aș primi $40 în viața reală pentru reclamă ar fi bine. O să-i ducem aici ca să cumpărăm ceva. Bun, astea ce sunt? Jucării? Cuburile din Mario! Gen! Acum... ok, o să cumpărăm și de-astea să punem jucăriile pe rafturi, bun. Max, nu pot să cred, l-au băgat pe Max Infinit aici. Și ăsta vine să cumpere 3 cutii. Gen, bro, ce faci cu cutiile alea? Tu ești efectiv terminat, ce faci cu cutiile? Dar mie îmi place că jocul ăsta chiar se mișcă relativ prost. Deci dacă sunteți atenți, e ceva gen like 20 de frame-uri. Frate, cum se poate să se miște în 20 de frame-uri pentru un joc de ăsta? Mamă, eu trebuie să stau și la casă, să le iau banii, să le împachetez. $3 pe 3 cutii. Deci nu se poate așa ceva, bro. Deci nu se poate așa ceva, bro. E prea ieftin. Ce se mai întâmplă aici? Unde? Dar eu lucrez și la fabrica din China care face jucăriile astea, că văd că gen eu iau de aici de la fabrică jucăriile, le pun acolo, le vând, le fac, le frec, le bă, de toate fac, ești nebun? Hai, dăm și tu banii ăștia. Am lipsit și $1, perfect, că voiam să angajez un muncitor. Ia uite muncitorul ăsta. Fiți atenți, nu mi-a mai dat o reclamă de ceva timp. S-ar putea să ne dea o reclamă în câteva momente fără să fim noi atenți să facem absolut nimic, o să ne dea reclamă. Ia stai mă așa. Deci aici pui cutii și din ele faci ciuperci. Zi-mă așa. Și aici punem la vânzare ciuperci care... Bro, sunt toate furate din Mario, acum am realizat. Gen cuburile, Mario, ciupercile. Like, efectiv Nintendo... care e companie japoneză, care efectiv ăștia țin foarte, foarte tare la proprietatea lor intelectuală. Bă, dar tu nu știi să iei bani, ești terminat, am angajat acolo degeaba? Ce ziceam, mi-a dat reclamă. La modul real, oameni buni, să înscrieți în secțiunea de comentarii ce credeți. Deci mie mi se pare că jocurile astea, uneori îți dau reclamă chiar dacă nu faci nimic și nu-ți dau absolut nimic în schimb. Deci te joci random și într-o dată vine reclamă, știi? Bă, și mai durează și mult. Acum aș înțelege dacă, uite, urmărești o reclamă și îți dăm 30 de bonus, hai, treacă, meargă. Dar când te trezești așa cu ele random și de 3 ori la rând când intri în meniu, like what? Mă, la ce mă uit? E un fel de Minecraft din satelit, sunt 100.000 de pigmen, iron golem, what? Craft commander, mine and build. Oh my god, este efectiv fix ca jocul ăla cu zi, cu supermarketul de jucării. E fix, deci e fix aceeași firmă care a făcut jocul ăsta. Charge... Și ce fac ăștia aici? Ne luăm la bătaie. Bă, nu știu dacă vreau să ne luăm la bătaie. Adică suntem ok de lua la bătaie acum? Ok, da, nu știu, n-a fost atât de epic. Și, bă, ajutor! Ok, nu, mi-a murit toată armata. Păreri? Deci păreri și avem efectiv o bucată de fier din câte ne trebuie. Bă, măcar ni se face armata înapoi. Stai că acolo am realizat că au picat pe jos niște chestii. Dă-le încoace, bro. Mă puteam bate și eu? Bun, băieți, charge, hai, toată lumea. Hai că le dau și eu, băieți. Le dau și eu, ăla e. Bă, dar eu acum am realizat o chestie. Deci jocul ăsta e cumva semi-copiat după jocul ăla. De-l făcuse Mojang la un dat, nu l-a jucat nimeni. Știți voi, Minecraft Legends sau ceva. Hai să dăm charge și acum îi batem și pe ăștia și, nu știu, cred că luăm
Luăm niște metal. Au, avem suficient pentru a face încă ceva. Am pierdut tot ce aveam. What the... Bro, am pierdut tot ce aveam. Stai că sunt toate pe aici pe jos. Bro, mergi. Așa, avem aproape suficient. Ăla e tătistruțul. Hai să mergem să îl punem aici și a fierul ăsta pe undeva. Fierul, uite aici. Și o să mai facem o cazarmă de asta din care ies pigmeni. Și aici gen băgăm aurul și ce o să facem? Level up, level 2. Ok, păi și... uite mă, acum avem mai mulți pigmeni. Băieți, hai să o luăm. La bătaie, batem și pe ăștia. Și la un moment dat o să fie un boss, mă gândesc, sau ceva, nu? Uite, am găsit... Mamă, ce portal urât, frate, nu așa se face portalul. Magazin? Îmi place magazinul, ia vedem. Ce vinde ăsta? O vinde pe mama? Vinde magnet. Ok, vreau magnet. Și acum hai să mergem în reclamă. Am terminat levelul. Păi am crezut că mă duc în Nether. Acum o iau de la capăt? Nu pot să fii serios, bro. Eu voiam să ajung în Nether și ia, uite, mă, sunt tot aici. Tun cu TNT? Mamă, ce mă place. Am aruncat cu TNT-ul, le-a picat în cap, i-am omorât pe toți. Perfect, asta îmi place să văd. Bă, sincer, ăsta, o să fiu sincer cu voi. Nu e atât de oribil, adică e prost. Și nu e cine știe ce, dar măcar nu-ți bagă reclame pe gât non-stop. Ia uite-l, e fericit că l-am salvat, s-a transformat în chest. What? Mamă, câte chestii erau înăuntru. Hai că am făcut rost de câteva chestii. Deci, uite, îmi place că poți să urmărești reclame pentru niște upgrade-uri. Nu-ți dă ceva random la un moment dat și te trezești că n-ai ce să faci și trebuie să urmărești o reclamă. Dar el nu e chiar atât de interesant. Da, sincer, e că am vai de steaua lui. Nu e iară un joc de ăsta, bro, te rog, bro. Deci toate sunt la fel. Te duci și stai într-o zonă, deblochezi altă zonă, îți iei niște medici, iei niște asistente, le pui să se crăcească. Aolo, nu mai contează. Oh my god, e fix aceeași chestie de te plimbi pe acolo și cumperi. Deci m-am săturat. Ce Dumnezeu se întâmplă? Vin cu taxiul la... Tocmai a fost lag. Ireal așa ceva. Am venit la cum îi zice, la spital cu taxiul. Și deblochez spitalul. E spitalul meu ăsta, băieți. Toată lumea care e fan ai Hate Pink are voie să intre în spitalul ăsta și va fi tratată de toate boalile, da? Complet gratuit. Deci dacă ați vrea să-mi deschid un spital privat unde totul e gratuit pentru fanii ai Hate Pink, să-mi scrieți în secțiunea de comentarii. Deci jocul ăsta e efectiv walking simulator. Te plimbi dintr-o parte în alta și... mamă, ce pastilă mare! Dă-te în hamsterii mei cât de mare e! Păi unde eu băgăm pasta? Ia-o, bro, de aici! Mi-a dat... Mamă, câți bani mi-a dat pentru pastila aia! Bro, tu n-ai auzit de algocalmin? Mamă, ce țeapă i-am tras la fraierul ăsta! Bun, putem să deblocăm un nou medic pe $30? Ia! Ia să te consult! Bun, problema e că ești ultima terminată ordinară. Și te doare pur... Bă, ai voma pe jos! Ireal așa ceva. Ia da aici pastila asta, fă ce știi tu mai bine cu ea și care te dai aici. Gata, e vindecată. Bă, dacă ar fi așa ușor să fii doctor, vine cineva la tine, borăște pe jos, îi dai cea mai mare pastilă pe care a văzut-o în viața lui și apoi, cam asta e, ești nebun. Bun, hai să luăm un doctor de ăsta, că văd că ne permitem, da? Ne permitem să mai luăm un doctor și acum sper să fac altcineva treaba, iar eu să frec belengerul sau ceva, nu știu ce Dumnezeu fac. Și mărim zona asta și, nu știu, mamă, dar ce e aici, biohazard? Bă, what the fuck, sunt îmbrăcat fix ca în Breaking Bad. Bă, ce facem aici în laboratorul ăsta? Am înțeles cum funcționează. Da, iau-te-l pe ăsta, e chel. Bro, nu-ți trebuie pastilă dacă ești chel. Dacă te doare capul, aia ești nebun, ești pe moarte oricum. Și așa cu părul ăla, sincer, eu n-aș mai face. Ideea este următoarea, oameni buni, că jocurile astea, nu știu, parcă ori fi acum la modă, dar parcă sunt foarte multe care doar te plimbi așa pe sus și deblochezi chestii și bă, ăștia vomită pe aici, ești nebun. Doamne, eu nu fac curat după ei. Ok. Ok, nu, n-are cum. Jocul ăsta n-are cum să arate așa când te joci. Deci, uite și tu. Deci, ăsta jur că e un joc pe PC de pe Steam, copiat. Ăsta e GTA 5! Deci, uite, ăsta nu e GTA 5. Ăsta nu știu ce joc e. Deci, asta e reclama, oameni buni. Hai să vedem ce joc e ăsta. Police Simulator Police Games. Bro, asta e poză din GTA 5. Deci, oamenii ăștia efectiv fură poze din alte... ăsta e complet alt joc! Bro, nu se poate așa ceva. Deci eu vreau să instalez jocul ăsta să văd ce se întâmplă. Are 69.49 de megabyte. Sigur arată așa, bro, sigur. Ok, arată relativ decent. Am o reclamă la un covor în partea de sus a ecranului. Nu înțeleg ce se întâmplă. Hai să selectăm mașina asta, să mergem open world, habar n-am. Sincer, nu m-ar mira să-mi bagi o reclamă acum. Clasic! Clasic! Clasic!
Cam așa arată jocul. Arată bine, dar nu chiar la nivelul de GTA 5, asta e clar. Avem aici niște mașinițe, uite Ford-ul ăsta frumos. Avem mizeria asta de probabil like Dodge sau ceva, barnam, și mașina asta care nu știu ce e, dar arată urât oricum. Avem o bună parte a ecranului acoperită cu stomatologie, copii, sectorul 1. Nu înțeleg care e problema acestui joc și cred că vreau această mașină. Care sunt șansele să-mi dea reclama? E reclamă dacă vrem să conducem aia, ok. Păi atunci fii atent, o să mergem. Fii atent, aici, ăsta n-are cum să ne dea. E și asta reclamă. Bro, orice mașină vreau să conduc, trebuie să urmăresc reclamă. Mai este și lag, ok, o vreau pe asta. Gata, conduc. Ăla e tati, bun. Wow, ok, jocul ăsta are niște controle destul de sassy pentru mașină, deci nu prea o să putem să o controlăm cum trebuie. Oh, ba da. Ba da, gata, o controlez. Sunt super ultra mega șmecher. Nu știu ce e chestia pe lângă care... Ce mașină era aia? Bă, ce mașină e aia? Stai așa pe loc, domnule. Poliția trage pe dreapta cu acel minunat... cum îi zice la mașina aia? Cum mă dau jos din mașina asta, frate meu? Nu! Ok, stop. Oh, frână. Ok, e posibil să fie omorât un întreg autobuz de oameni. Ideea e că eu văd că sunt aici niște... hai să acceptăm această misiune, că ne-a sunat cineva că a fost un accident, da? $600, acum e timpul pentru reclamă. Știam. Go, hai să vedem ce s-a întâmplat aici. Deci a fost un accident, s-a răsturnat ăsta cu cracii. Mamă, ce gagică! Și noi unde trebuie să mergem? Hop! Trebuie să ajungem la 400 și ceva de metri în oraș. Da, bro, da. Mă, ce are, frate, GPS-ul ăsta? Îmi zice să o iau pe contrasens. Bă, ce joc! Ești nebun? Bine, frate, iau pe scurtătură și pe aici, uite, a venit și elicopterul. Bă! E ok, acum nu e mare problemă. Ia vedem, ce s-a întâmplat aici? Ziceți, domnilor. Așa, ce e băut la volan? Ha? Ce se întâmplă? Mă pune să dau stele, 0 stele. Bro, n-am făcut nimic, doar m-am dus acolo, am terminat misiunea. What? Nu pot să cred! Dusterul legendar despre care mi-a povestit bunicul meu. Ia uitați-l ce frumos e. Nu cred, bro, au nou model de Duster pe jocul ăsta. Dă-te jos că mă ne revezi, Dustere. Ia, cum mă dau jos din... Bro, actually, cum mă dau jos din mașină? Aia, ăla nu e butonul. Ăsta nu e nici butonul. Puteam să schimb controlele în tot timpul ăsta. Nu pot să cred că puteam să schimb controlele în tot timpul ăsta. Și eu cum mă dau jos? Bro, vreau să mă dau jos din mașină. Ok, da, nu. Jocul ăsta e gen vai de steaua lui și sunt atât de supărat încât au omorât un om pe trotuar. Da, aia a fost absolut oribil. Bă, sincer, măcar dacă nu te-ar minți, deci dacă nu ți-ar arăta efectiv clipuri din GTA 5 să se prefacă că e jocul lor, aș fi trecut cu vederea. Bă, da, așa, mă. Oh no. My talking slimy cat friends. Bun, what? De-abia am intrat pe joc și deja încearcă să-mi vândă un membership premium. Frate meu, nici măcar nu știu cum arată jocul. Full pack? Cheapest? Și dacă dau gratis, zice că e gratis pentru 3 zile și apoi e 90 de lei pe săptămână. Dacă dau, vrea să-mi ia banii? Dă-te-n mama! Aia e efectiv cea mai dezgustătoare chestie pe care am văzut-o în viața mea, ești nebun. Deci o să descarce copiii jocul ăla în urma reclamei. Că o zică, ce drăguție. Și ei nu o să știe ce fac acolo și le ia 90 de lei pe săptămână. Bro, what? Oh, my God. Ăsta nu e iar un caracter de la pentru copii? Iar e un joc de la efectiv mizer ordinar. Monster Horde Hide and Seek. Aoleo. Fiți atenți, de-abia am intrat pe joc. Deci jur că nu o să ajung nici în meniu înainte să-mi dea o reclamă. Oh, never mind. Ăsta e levelul de tutorial. Bun, nu ne-a dat încă reclamă. O să-l facem pe... Huggy Wuggy, ești nebun. O să fim Huggy Wuggy. Well, ok, suntem Huggy Wuggy. Faci un dans de la de Macarena. Și ce trebuie să facem? Trebuie să ne mișcăm pe aici să-i prindem pe la spate. Pe la spate. Hop! L-am luat și l-am făcut și pe el Huggy Wuggy. Ok, și acum am luat un bănuț, i-am făcut pe ei Huggy Wuggy. Ok, asta a fost destul de ușor. Mă mir că nu mi-a dat încă reclamă, ok? Acum o să ne facem tot Huggy Wuggy, că Huggy Wuggy e gratis, aparent. Și fix aceeași chestie. Ok, ce vrei să te joci? Vreau să mă ascund. Bun, deci o să ne ascundem de Huggy Wuggy acum. Ia să vedem, eu sunt ăla din stânga sus. Care sunt? Nu mă caută oamenii și eu trebuie să... mă ascund, what the fuck, sunt Huggy Wuggy și mă urmărești un alt Huggy Wuggy. Bro, deci efectiv ești o lepră ordinară. Ce-i cu petele astea de culoare pe jos? Ce zici, bro?
Ce zici, bro? Trebuie să fugim de Hagi Wagi. E periculos, vai, doamne, mi-e frică. L-a făcut Hagi Wagi pe ăla. Îmi este frică să dorm singurică, de asta dorm cu perna anime. Glumeam, oameni buni, cum să ai perna anime? Am făcut urme. Oh, n-are nicio problemă dacă faci urme, că genul suntem NPC-uri. Vreau să-mi ziceți de unde-i dansul ăla, că mi se pare cunoscut cum se mișcă așa. Wow, am deblocat Siren Head. I'm done. Deci, jocurile astea sunt atât de prădătorie, e incredibil cum orice e Siren Head, Cartoon Cat, Hagi Wagi, Slimy, like Jesus, bro. Ok, n-arată rău, bun, să vedem ce știi să faci. Nu faci absolut nimic, bro, e doar o poză. E o poză, asta e reclama. Bă, n-arată atât de oribil. Sunt sigur că e un joc foarte fain, așa că hai să-l instalăm. Bă, ești nebun, ce melodie rock frumoasă, băieții mei. Iau, te conducem asta. Primim reclame la amparcat.ro. Aici, ce Dumnezeu, sunt alte reclame. Bro, sus. Dă-te-n hamsterii mei. Că sunt reclame cu super bet pe un joc cu motorete pentru copii, bro. Ok, probabil gen nu pentru adulți, că să fim serios, și adult ar juca așa ceva. Da, Freshful by Emag, mulțumesc Emag, n-aș cumpăra de la voi vreodată în viața mea, nu mulțumesc. Ne plimbăm pe aici, tocmai s-a blocat. Alo? Ba! Nu cred! S-a blocat, am avut lag, am murit și când dau restart o să primesc reclamă, nu-i așa? Ireal așa ceva, what the fuck is... Știi ce, hai să-l mai încercăm pe ăsta, că nu, ăsta e ultimul. Dacă tot am primit reclama asta și e fain rău de tot, cu crocodili care mănâncă oameni, what the fuck, hai să-l instalăm. Oh my god, uite-te la joculețul ăsta, bro, ești efectiv un castor, bă, ce-mi plac castorii. Și ia lemn și face aici chestii cu lemn, nu știu, face un baraj sau ceva, habar n-am. Ia uite, efectiv își înneacă toată familia. Da, nu mi-a plăcut reclama asta, că m-am și jucat, dar nu, deci noi ne întoarcem la crocodilii noștri, da? Deci vreau să mă joc jocul cu crocodilii. Deci sunt un crocodil. Sunt urât și rău și sunt efectiv gen bucată de sacoșă la cost, ești nebun. E lag, perfect, a început bine. Îl selectăm, da, o să-l selectăm. Dacă îmi bagă iar a treia reclamă, nu mai pot. Deci înțelegeți ceva, vă rog. Ca să intru în sfârșit pe joc. Asta e o altă reclamă. Ce e asta? Asta e altă reclamă. Ah, nu, bun. Ăsta e jocul, da. Deci ca să intru pe joc, imaginați-vă că am urmărit 3 reclame. De gen 3 reclame. What the freak, bănuți? Și sunt și animale drăguțe pe aici. Eu sunt un crocodil rău cu ochii roșii. Bun. Nu arată ca în reclamă, asta e clar. O să apăs pe ăsta. What the fuck? Mi-a dat iar... I'm done. Deci nici măcar nu glumesc, oameni buni. Intri pe jocurile astea, te joci 5 secunde după ce ai urmărit 3 reclame, da? Ca să zică după 3 secunde că gata, ai câștigat, ca să-ți mai bagi o reclamă, ca apoi când intri la următorul nivel să-ți bagi alte 3 reclame. Bă, frate, astea nu sunt jocuri, sunt efectiv ferme. Sunt ferme și știu ce o să ziceți. Ping, deschide modul avion. Unele nu merg cu modul avion. Ești nebun, că sunt niște lepre ordinare acești creatori care ar trebui efectiv investigați de o comisie care să zică, bă, ce sunt reclamele astea false, frate? Nu se poate așa ceva. Dar nu, eu am terminat. Jocurile pe telefon sunt niște gunoaie și desigur că o să mai facem episoade cu ele. Dacă vă plac, nu uitați să apăsați butonul de like. Nu mai vom mă duc că mor de foame.